O atenție deosebită a fost acordată prevenirii infracțiunilor comise în zona adiacentă unităților de învățământ. În anul școlar 2015-2016 a fost înregistrată, pentru al treilea an consecutiv, o diminuare a numărului de astfel de fapte cu 12%. Numărul infracțiunilor contra vieții a scăzut cu 7%. Infracțiunile de furt, ce reprezintă aproape un sfert din totalul criminalității specifice în mediul rural, au scăzut cu 19%. Siguranța rutieră a fost un alt reper căruia i s-a acordat o atenție deosebită. 2016 este al patrulea an consecutiv, de la începutul anilor 90, în care numărul persoanelor decedate în urma accidentelor de circulație se află sub valoarea de 2000, în condițiile unui context rutier total diferit. În ceea ce privește evoluția infracțiunilor grave comise cu violență, se evidențiază faptul că valorile înregistrate pe acest segment sunt cele mai scăzute din ultimii 9 ani. O preocupare în acest sens a constituit o gestionare a cazurilor de violență în familie, unde se remarcă o diminuare a faptelor grave îndreptate împotriva persoanei, raportându-ne la anii anteriori. Numărul faptelor de furt s-a diminuat cu 14% și a celor de tâlhărie a scăzut cu 8%.